Bună, Livi! Îmi pare super bine să te revăd după 3 luni de zile, cu zâmbetul mai Bună! larg pe buze față de cum te-am cunoscut. Da, bună și eu mă bucur să te văd. Ce faci? Cum a fost experiența asta pentru tine? Să știi, a fost super bine, dar a fost, sinceră, să fiu mai ușor decât mă așteptam. Adică, mă așteptam să fie mai mult foame, să am mai multă poftă de dulce, să tânjesc, să deschid frigiderul de 1000 de ori pe zi, să nu mă descurc cu gătitul, dar a fost super ok că aveam destulă mâncare, una la mână. Nu am avut poftă de dulce, foarte puțin, nici nu mi-aduc aminte, așa, foarte rar. Și de fiecare dată când se întâmpla ceva să fie o problemă, îți scriam sau mă sunai tu, dacă nu puteai să îmi scrii, și îmi dădeai soluții, cum a fost cu după COVID, cu pudra, că mi se părea nu știu cum la gust, dar eu eram speriată cum o să beau eu și cu dacă nu-mi place gustul, dar și tu m-ai sunat și mi-ai explicat. Mi-ai spus ce să fac și, într-adevăr, oricum a dispărut după COVID senzația că nu-mi place chestia, adică nu mai aveam gustul alterat, știi? Și s-a rezolvat Da. imediat. Și super, super mult ajută ca să știi să vezi și alții, adică pe ceilalți care Apropo. sunt în program, că trimit poze, că se antrenează, că eu nu eram tot timpul cea mai serioasă cu antrenamentele. Dacă vedeam că se duc fetele alea mereu și pun și ceasul și ce am făcut, zic, frate, cum găsesc timp hai să mă apuc și eu să fac acasă dacă n-ajung la sală, știi? Adică și îți dă mai multă totul, mai multă energie și să vezi mai ales rezultatele, să vezi lunea rezultatele când te urci pe cântar și să fii mândră că știam că dacă scriu și o să zici că bravo, că super, că uite, că se poate, știi? Abia așteptam lunea să mă cântăresc, să văd că s-a întâmplat. De obicei, în momentul când nu sunt lucrurile cum trebuie, știi cum e, fugi de cântar, fugi de Da. oglindă. Cum erai înainte să vii, Lili? Ce te-a făcut să faci o schimbare? Eram supărată că nu mai am ambiție și că nu pot să duc o dietă la bun sfârșit. Adică începeam luni, am avut prea miercuri asta. Cum e, începeam tot timpul de luni. Da, de luni. În luni începeam, mă opream, eu nu știu, marți, miercuri. Dacă ajungeam până sâmbătă era bine. Sau mă țineam o săptămână, două, după aia mă opream. Da, Făcuse exista multe tot diete timpul. înainte? Da, dintotdeauna. Am înțeles. Dintotdeauna am ținut, Ce a fost dar diferit de data asta? ce s-a întâmplat? Cred că sunt mai multe deodată. Adică a fost că nu mi-a fost foame. În primul rând asta, că nu mi-a fost foame, clar. Că aveam pe cine să întreb, că eram, nu era o competiție, dar era, trebuia să fie bine, Să știi? dai un Adică raport. să dau un raport. Lunea era de raport, eu nu aveam cum să greșesc în timpul săptămânii fără să declar dacă greșeam ceva. Dacă știam că nu mai dau bine la raport, dar nici nu, crede-mă că nu, deci mâncarea e suficientă, asta vreau să zic. Mâncarea este extra suficientă și diversificat și în primul rând îți alegi tu, adică tu spui la început ce-ți place, ce nu-ți place. Adică dacă eu ziceam să nu-mi Apropo, s-a pui, ținut cont de chestia da, asta da. în Dacă eu spuneam să nu totalitate? pui, da, carne de pui, nu-mi puneai carne de pui, că nu mănânc eu. Sau când ți-am zis mai puțin cartof dulce, mi-ai scos cartoful dulce, că nu plăcea mie sau că nu. Adică asta e că ai ții cont de ce ți se cere și cât ușurezi munca oamenilor, știi? Pe lângă toate platforma cu toate exercițiile, ești și acolo pentru ei și tu și ceilalți ajutoarele, ca să zic. Pentru Echipa, mine ai fost tu da. principal, dar nu știu pentru cum e pentru ceilalți, dar sunt convinsă că na, fiecare a asignat cuiva. Da. Adică nu treci o zi fără să ți se răspundă sau la o întrebare sau să fii ajutat. Consider că programul și-a respectat promisiunea? Pentru mine, da. În Super. totalitate.
Mă bucur să... Ce ți-a plăcut cel mai mult din toată partea asta? Cel mai mult mi-a plăcut că am avut și cu cine să împărtășim ce mâncam și ai văzut fiecare, unul mai spunea mai mult, unul mai puțin despre viață și cum se descurcă și ce Da, da, challenge-i are. Și mi-a plăcut că nu mi-a fost foame, sincer. da. Adică că Asta nu a am fost timp. challenging pentru tine. Să înțeleg că înainte slăbitul pentru tine însemna mănânc mai puțin. Asta era, Mult mai puțin. mănânc mai Mai puțin, deloc. slăbesc. Cum e să slăbești mâncând ceea ce îți place E super. și să nu-ți E fie super. foame niciodată? Adică să Da. nu știu ce îți place ție și să vezi că Da. slăbești. Se părea o ideologie normală asta? Nu. Și îmi place că poți să ții mult timp. Consider că Adică. o să-ți faci un stil de viață din Da. asta acum, după Da. cele 3 luni? Da. Pentru că ai și ghidul acum și știu, nu știu dacă. Știu cam ce să și cum să le combin și ce să mănânc încât îți dai seama, am planurile. Ai strategia, practic. A, Consider că da, ai rămas cu o exact. strategie pe care o poți folosi oricând. Da, Ți s-a da. întipărit în minte, nu știu, bănuiesc că ai plecat în vacanțe, bănuiesc... Ai făcut Am alegerile. fost la All Inclusive de 2 ori, dar m-am ținut. Adică aveai ce să. Da, Consider că ai aveai făcut ce să. alegerile mult mai rațional versus cum le-ai fi făcut în alte dăți? Da. Pentru că mă ghidam, aveam planul și ok, hai să văd, nu mergem ce am lunea, dar nu nimic, mănânc ce am miercuri. Și dacă mi-a plăcut ce miercuri și joi mănânc tot. Da, era diversificat oricum, dar vreau să zic, mi s-a întâmplat să nu am timp să gătesc. Și am făcut odată mâncare și am mâncat 2 zile, am repetat acea zi. Nu a fost nicio problemă, adică eu la cântare am ieșit foarte bine și totul se vede, adică eu n-am că eu tot zic de cântar. Dar eu am slăbit în centimetri, la fel ca și, adică, 8 centimetri, 8 kilograme, cam 8 centimetri de Sau, cântar și tot 8 pe cântar, știi? da, ce te Și deranja tot. cel mai mult înainte la corpul tău? Celulita și grăsimea, că era pusă în S-au maiure, diminuat? așa. Poftim? S-au diminuat? Da. Și pot să zic că dacă aș fi fost și mai strictă cu mișcarea, ar fi fost și mai bine, da. Da, am trecut prin COVID, am trecut prin vacanțe, prin all Da. inclusive, prin 2 vacanțe, da. Oricum, targetul l-am atins și l-am și depășit. Da, 100%. Asta. Așa ne place nouă să facem lucrurile aici. Ți-am Da. și spus la început că eu consider că putem să-l depășim uitându-mă la valorile pe care tu le aveai acolo. Mă bucur că s-a și întâmplat. Și s-a întâmplat pentru că nu ți-a fost greu și nu e că o spun eu, Da. ci că ai spus-o tu. Cum Da, ți-a n-a fost, chiar n-a fost. partea de antrenament, cum ți-a părut? Ți-a părut dificilă, constructivă, Nu distructivă? mi s-a părut dificilă și dacă eu am repetat planul de, adică intens 40 l-am făcut de. Acolo m-am oprit, ca să zic așa, dar nu pentru că nu aș fi putut mai mult, doar că nu-mi permitea timpul să fac mai mult sau, Apropo, cât ai dar antrenat pe eu. săptămână? Uite, ai slăbit aproape 10 kg, 9 kg, sunt 8 jumate, 9, ceva de Da, genul, da. din câte știu, Da. pornind de la greutatea de 63 de kg, deci neavând 1,67 m, 63 de kg, neavând o greutate maxim supraponderală, un lucru care nu e foarte ușor să-l faci, să pierzi din țesut adipos, dar totuși să păstrezi masa musculară. E un lucru greu, știi? Dar, uite, de câte ori te-ai antrenat tu? Te-ai antrenat cu o constanță măcar de 2 ori pe săptămână, de Cam 5? așa, da. N-am depășit niciodată 3. Deci, alea au fost 2-3 Da, antrenamente de 40 de minute pe săptămână. Credeai că cu atâta mișcare poți să obții rezultatele pe care le-ai obținut? Ai abdomen. nu. Deci, deja ai abdomen. Mă gândeam că trebuie să mă duc la sală până leșin să scot limba pe acolo. Și nici nu sunt. Asta era la mine, că nici nu pot să zic că sunt, wow, îmi place să fac mișcare, dar nu O mai să pot. Da. listă. Da. Bine, știi ce vreau să ne întreb? A fost compli E complicat de lucrat cu platforma? E complicat Nu, cu platforma? nu. Mai ales de când ne-ai arătat cum să o punem pe să o ai la Să devină pe îndemână. aplicație, da. Da, aplicația e super așa.
Deci a fost easy. Da. Te-au ajutat, ghidul meu te-a ajutat, te ajută în continuare. Da. Cărțile pe care le-am pus acolo, ai apucat să te uiți pe ele Am sau uitat un mai pic la rețete, la chestiile de dulce, chiar în zilele astea că... la ce putea să se uit? Și nici la niște exerciții m-am uitat. Știi ce vreau să te întreb, Lili, și e super important pentru mine chestia asta. Crezi că a meritat investiția? A meritat. Ai zis un da ca la starea civilă. Da. Starea civilă nici n-am zis. Nu ai zis să... Da, Lili, foarte tare. Ești, ai un vibe foarte bun. Mă bucur să te văd atât de relaxată, atât de optimistă și mă bucur că am reușit să menținem promisiunea programului, așa cum încercăm să o facem de fiecare dată. Și, Lili, un singur lucru mai vreau să-mi spui, pentru că mie îmi place să iau testimoniale reale, pentru că oamenii se văd în povestea altor oameni și oamenii atrag oameni. Astfel, ce sfat le-ai dat oamenilor care vor să facă o schimbare și nu știu dacă să aleagă programul meu sau nu? Să le aleagă, că nu o să repare rău. Să le aleagă pentru că tu o să fii mereu lângă ei și împreună cu specialistul pe nutriție și antrenorii o să-i ajut să-și atingă targetul, să slăbească și să se simtă bine sau să, nu știu, să pună masă musculară, fiecare ce nevoie, dar să le aleagă. Să știi că și eu m-am gândit, zic, aoleu, iau, dau banii și aici. Nici n-am spus cât am plătit, dacă am plătit, dacă nu nimic. Deci totul a fost așa. Dar chiar a funcționat și funcționează. Adică să nu le pară rău că oricum banii aruncă pe multe chestii care nu funcționează, deci măcar să investească în ei. Să investească în sănătatea lor. E foarte Da. importantă chestia asta. Lili, eu îți mulțumesc super Și eu mult îți de tot mulțumesc mult de tot. și ai obținut un rezultat fantastic. Să mergi de la 63 de kilograme, să ajungi la 55 de kilograme, e un rezultat foarte bun în 3 luni de zile, natural, fără să iei pastile, fără să te Da. împometezi, să cazi în depresii și așa mai departe, un rezultat sustenabil în care ți-ai crescut masa musculară, ți-ai definit corpul, se vede un corp sănătos, nu un corp slab, un Da. corp sănătos. Asta mă bucură cel mai mult și, vezi tu, plăcerea oricărui antrenor, sau cel puțin plăcerea mea este să vă văd pe voi la final, în testimonial, așa happy cum te văd pe tine. Mă bucur. Chiar Lili, sunt bine. Îți mulțumesc mult de tot și Eu mulțumesc. ai fost super tare în program. Mă bucur mult. Mulțumesc, mulțumesc mult pentru tot.